V-am promis în urmă cu ceva vreme o vizită și în zona asta. În cazul în care nu știți unde suntem, suntem la podul de la Ion Creangă, care trece peste râul Siret. Pod care a fost cu probleme încă de când era tovarășul domnul președinte Băsescu președinte. Și înaintea lui, nu că era alt președinte, erau aceleași probleme. Dar în cazul în care le-ați uitat, uite, dacă putem urca pe piciorul ăla? Adică să urci tu pe el. Vrei tu pod neapărat? Băi, vreau să vedem... Să nu fim ultimii care pe mașină. Lasă, că ultimii de sub pod o să fie ăia care sunt acolo cu mașinile. Nu știu dacă poți urca. Voiam să vă arăt piciorul ăsta. Piciorul ăsta. Piciorul ăsta, da? Care stă în... Și acum și ăsta și celălalt, nu știu cât de bine se văd. Și nici ăsta de aici nu-i foarte ok. Care în urmă cu ceva vreme, unul din picioarele astea plutea. Dacă mai țineți voi minte. Era în aer cumva și au venit cu niște saci de nisip. Da, și acum e cum e. Se vorbea la un moment dat... Încă era fost primar în comuna în care ne aflăm, a decedat săracul, Dumnezeu să-l ierte. Se vorbea de defrișarea unei zone de vreo 10 hectare, da? Ca să poată fi schimbat cursul râului Siret, în așa fel încât picioarele podului să nu mai fie în apă și să se poată lucra la consolidarea lor. Între timp, nu doar că nu s-a făcut treaba asta, dar a apărut o pădure nouă, pe care o vedeți acum. Pentru că suntem în România. Da? Deci nu doar că nu s-a defrișat, nu s-a modificat cursul râului Siret și nu s-a intervenit absolut deloc la picioarele podului ăsta, dar a apărut o pădure nouă acolo și o insulă acolo. Nu știu dacă o vezi din cauza copacului ăsta. Bine, când spun insulă, sunt eu malițios. Da? Sunt aduse. De la rastiere, probabil. Căci că e un subiect tabu pe zona romană, n-ai voie să spui cuvântul balastieră, că ți sare lumea în cap. Uite, cormorani. Cormorani, da, unde e domnul Daia? Da, l-am văzut. Doi. Doi. Trei, patru. Așa. Deci ăsta e subiectul de astăzi, măi, dragilor, și anume că de făcut nu s-a făcut nimic, mai mult de atât, au apărut alte complicații. Bine, nu mai spun de gunoaie, că noi suntem români, da? Peturi, sacoșe, cred că și oameni, dacă mă uit atent, găsesc pe aici. Deci nu doar că nu s-a intervenit deloc la picioarele podului ăsta, dar s-a lucrat pe pod, știți foarte bine, tot. Traseul ăsta Roman-Ion Creangă, care face parte din, ai spus, axa rutieră 3, da? Venind încoace pe drum, am avut o discuție în contradictoriu cu colegul Ciprian despre cât de ok este lucrată axa rutieră 3. Eu încă sper că proiectul nu rămâne în stadiul ăsta. 100 de ani, nu mai pot, când eram tânăr puteam urca, da? Deci s-a lucrat pe podul ăsta de deasupra, s-a nivelat, s-au făcut niște scurgeri pe care le vedem aici. Abia acum îmi dau seama că astea sivile care sunt pe pod sunt găurile alea de scurgere a apei. Evident, eu nu sunt inginer de drumuri și poduri. Nu mă pricep, nu e treaba mea. Așa trebuie să fie, nu? Da, cred. Eu venisem aici doar ca să vă arăt că de lucrat la picioarele podului ăsta, și s-a vorbit în presa națională de ele, nu s-a lucrat deloc. Și că acolo unde s-au făcut promisiuni, nu s-a respectat niciuna. Copacul ăla de acolo, ăl mai mărișor, îl știu de când era puiet. Îl știu pe nume. Gigel îl cheamă. Îmi pare rău că nu putem trece în partea aia altă. Acum știi cum să fiu rătăcios, dacă ai fi un cameraman adevărat, ai notat până dincolo și ai luat imagine. Da. Partea aia înaltă. Da? Piciorul ăsta poate mai e cum e, dar ălălalt se vede că e în aer, nu? Se vede de aici.
să vă zic? Partea bună este că măcar arta urbană înflorește. Asta e bine. Aștept din seria asta a lucrurilor pe care nu le vom vedea niciodată realizate, rezolvate 100%, ăsta ar fi unul din ele. Să nu se mai vorbească de podul de la Ion Creangă. Din fericire, unii ori să spună din nefericire, se investește 1 milion de euro în consolidarea pilonilor podului de la Gdinți, peste râul Moldova. Adică, de bine de rău, tot învățăm ceva din ce s-a întâmplat. A picat podul, nu te simți în siguranță deloc, eu te văd cum te uiți la podul ăsta. Eu sunt afară lui. Ah. Deci după ce s-a întâmplat cu podul de la... E scumpă, mai scumpă decât mine. După ce s-a întâmplat cu podul de la Luțca, tot am învățat ceva. Se investește 1 milion întreg de euro în consolidarea pilonilor podului de la Gdinți. Evident se va pune întrebarea, băi, n-au ales să ia podul ăla degeaba. Da? Adică puteau să vină să investească 1 milion de euro în piloane, în picioarele podului ăsta de aici. L-au ales pe ăla de la Gdinți. Și acum ăștia cu teoria conspirației vor fi, dar de ce oare e podul ăla cu probleme? Pe podul ăla se circulă de 10 de ani și n-am mișcat nici măcar un milimetru. Eu cred că e ok și astfel de consolidări se fac. Și e bine că se fac. Și sper să se investească 10 milioane de euro și în podul ăsta. De ce? Pentru că, oameni buni, nu mai există alte poduri pe o distanță foarte mare, la deal și la vale. Nu există alte poduri pe care să se poată trece. Adică peste râul Siret, cel mai apropiat, dacă e să se întâmple, Doamne feri, ceva cu ăla de la Gdinți, unde este cel mai apropiat? La Lețcani? Pe acolo. Tupilați? Da? Pentru că cele două poduri de pontoane de la Adjudeni nu mai sunt, din ce știu eu, iar spre Bacău, la Bacău. Adică, nu știu. Și gândiți-vă puțin că suntem într-o stare de... Cum să-i spun ca să nu sune rău? Într-o stare de neliniște militară internațională. Și zona asta ar trebui să fie o zonă, sau în cazul în care o să se ajungă într-o situație urâtă, o să fie o zonă de trafic intens. Nu podul ăsta neapărat, dar municipiul Roman. Suntem la granița unui conflict. E adevărat, sunt sute mii de kilometri până la conflictul efectiv, dar suntem graniță. Și se poate întâmpla orice. Și dacă voi credeți că trupele NATO vor veni pe vinte gaură, lipsă, pauză, hârtoapă, bortă și așa mai departe cu camioanele lor, apoi tare ne înșelăm. Da, hai să ieșim de aici, că deja simt că vibrează. Deci, pe podul ăsta, de asta am venit ca să vi-l arătăm și vouă, nu doar că nu s-a intervenit absolut deloc, nu doar că nu s-a tăiat un copăcel, nici măcar nu s-a toaletat zona, și mai mult de atât, a crescut o pădure întreagă. Insula Adacale de pe Siret. Măcar acolo pe Adacale era zonă renumită pentru cofetării, nu cofetării, cum se cheamă? Gelaterii. Dulciuri, da? Dulciuri. Aveam un cuvânt și mi-a dispărut. Era renumită pentru dulciuri, dar aici nici camping nu poți să faci. Mă, măcar atât, înțelegi, dacă tot ai lăsat să se adune atâta mizerie și a crescut atâta vegetație, bă, fii deștept și pun-o la muncă, mă gândesc. Fă loc de camping. Dracu, de ce e așa de greu? Pui niște, îți imaginezi ce fain ar fi? Pui niște hidrobiciclete, faci, uite, acolo mai la dreapta, un debarcader micuț, niște hidrobiciclete și le dai voie la oameni să vină și le faci o zonă de camping și de picnic. Pe o insulă în mijlocul râului. Bine, nu acum iarna. Vara, când e frumos și stai închiloți și poți să faci o baie, nu mai mănânci un mititer. Ia, bineînțeles, și asta, da, e fain, arie protejată, la fel ca la Moldova, da? De fapt, mi se pare că e arie protejată. Da? Trăiește hârciogul vesel sau ceva de genul ăsta, românesc 100%. Ăsta e un motiv să împiedici dezvoltarea, trăiește hârciogul.
Da, n-am multe să vă spun de aici. Nu s-a schimbat nimic în 10 ani de când lucrăm noi împreună. Acum facem 10 ani de când lucrăm împreună. Și am filmat împreună aici. Da? Și a curs multă apă. Și a curs multă apă, e adevărat. Și de schimbat, v-am spus, nu s-a schimbat mare lucru decât că a apărut pădurea asta și insula aia s-a mărit, că era și înainte aici. Până la următorul, nu uita să ne dați și acolo un like, un subscribe. Dacă sunteți pe materialul ăsta pe Facebook, dați share ca să-l vadă și alții. Nu e mare lucru de văzut, dar e bine să știți că ne ocupăm, totuși stăm cu ochii pe materiale de genul ăsta. Deci dați un share la material pe Facebook. Dacă îl priviți pe YouTube, nu uita să dați un subscribe la canal, că ne ajută foarte mult. Să dați un like la acest video, că ne ajută cu algoritmul YouTube-ului. În curând o să apară încă o chestiuță nouă pe canalul de YouTube pe care vreau să o promovez acum, și anume aveți posibilitatea să deveniți membru al comunității Roman 24 oficial, pentru o să vedeți acolo toate detaliile. Un gest pe care, dacă l-ați face voi, durează o secundă, pentru noi înseamnă și ar însemna foarte, foarte mult, pentru că ne-ar ajuta să ne susținem activitatea cumva. Și rămâne să ne vedem la următorul material. Dacă aveți sugestii, lăsați în comentarii. Băi, du-te și vezi chestia aia sau interesează-te. Numai nu ne dați pe cap cazuri sociale, că nu ne ocupăm de așa ceva. Da? Dar dacă aveți, nu știu, lucruri lăsate în paragină, păduri, incendii, eu știu, da? Acceptăm orice sugestie și o să facem tot posibilul să vi le prezentăm. Până atunci, toate bune!